Medici sirieni ajută Ucraina, energie pe cărbuni și rușii își părăsesc țara. Bun găsit la Europeo! Rusia a sprijinit ani de zile regimul președintelui sirian Bashar al-Assad prin bombardarea așa ziselor regiuni rebele, distrugând complet infrastructura și orașele. În prezent vedem imagini asemănătoare din Ucraina, dar medici sirieni și personal medical s-au mobilizat și produc materiale video pentru ucraineni, în care îi învață cum să ofere prim ajutor și să salveze oameni, pentru că au trecut și ei prin această experiență. Un clip video al Căștilor Albe, organizație în sprijinul civililor activă în părțile controlate de opoziția din Siria. În fața ruinelor orașului Idlib, ei le oferă ucrainenilor informații cum să salveze oameni și să documenteze crimele de război. Mahmoud al-Otman s-a alăturat Căștilor Albe acum 2 ani. Medic de profesie, el s-a refugiat în ultima fortăreață a rebelilor, după ce avioanele trupelor siriene și ruse i-au bombardat orașul natal. Acum vrea să împărtășească și altora ce a învățat. Astăzi le vom arăta echipelor de salvare cum să documenteze crimele de război cu ajutorul camerelor video montate pe cască. Este important să vă deplasați în grupuri mici, în zonele bombardate, doar 3-4 sanitari. Apoi observați dronele și avioanele de luptă. Căștile Albe ajută victimele bombardamentelor începând din 2013. Scot răniții dintre dărâmături, le acordă îngrijiri medicale. La început erau doar câțiva voluntari. În prezent, din organizație fac parte 2900 de medici și asistenți. Căștile Albe spun că au salvat aproximativ 120.000 de oameni. Misiunea Căștilor Albe nu s-a încheiat nici acum. Alarmă la centrala lor din Ariha, o baracă bine ascunsă. În ciuda armistițiului, avioanele trupelor siriene și ruse atacă obiective civile. Case, spitale, școli. O strategie prin care Assad și aliații ruși vor controlul asupra teritoriilor ocupate de rebeli, susține opoziția. Mahmoud știe câtă suferință a adus această campanie agresivă. Mulți dintre colegii lui au murit în timp ce își făceau meseria. Când auzim atacurile cu bombă și ne deplasăm la locul afectat, și noi ne riscăm viețile, dar merită. În timpul misiunii, fiecare minut contează. Șeful de echipă trebuie să fie mereu cu ochii la cer. De multe ori, rușii bombardează de două ori același obiectiv și sunt nimeriți și voluntarii. Din experiența noastră, între primul și cel de-al doilea raid aerian sunt 4-5 minute. Acesta este timpul pe care îl avem la dispoziție ca să inspectăm zona, să găsim răniți și să-i scoatem de sub dărâmături. Membrii Căștilor Albe privesc înmărmuriți imaginile din Europa și se tem de ce este mai rău pentru Ucraina. Ei sunt solidari cu ucrainenii. Ne leagă faptul că mașinăria de război care face ravagii aici, acum omoară oameni și în Europa. Priviți cadavre, inclusiv copii, spitale și infrastructură bombardată. Sfaturi de prim ajutor din prima linie. Căștile Albe speră ca aceste clipuri video să le fie de folos ucrainenilor și, poate, să-i ajute de la distanță să salveze vieți. În contextul războiului din Ucraina se discută tot mai mult în Germania, dar și în alte țări UE, cum s-ar putea ajunge la independență față de gazul și petrolul rusesc. Și tot mai des se vorbește despre prelungirea perioadei de funcționare a centralelor pe cărbuni din Germania. Asta în condițiile în care Germania planifica, există și o lege în acest sens, să renunțe la energia produsă prin cărbune până în 2038, pentru a se concentra pe energia din surse regenerabile. Dar în condițiile actuale s-ar putea ca unele dintre vechile centrale să rămână în funcțiune mai mult. Această mină de suprafață din estul Germaniei produce anual aproximativ 8 milioane de tone de lignit. Potrivit planurilor, totul va fi închis până în 2028 din motive de mediu.
dar acum Germania vrea să prelungească termenul de exploatare a termocentralelor pentru a evita o penurie de energie. În acest moment ne aflăm departe de energia din surse complet regenerabile, așa că ne privim ca pe o tehnologie de legătură complementară la energia regenerabilă. Există termene clare și legi de renunțare la cărbune, dar noi nu ne bucurăm, suntem un pic îngrijorați de situația actuală privind aprovizionarea cu energie. Două din cele șase blocuri energetice ale termocentralei sunt planificate să se închidă în următorii 2 ani. Au funcționat în ultima vreme doar pe stand-by. Cu toate acestea sunt menținute în stare de funcțiune și verificate periodic, astfel încât să poată fi redate rapid în exploatare în caz de nevoie. Doar personalul necesar lipsește. În acest moment doar 2-3 oameni lucrează acolo. Ne-ar trebui cam 109 angajați. Avem nevoie deci de mai mult personal, dar avem un plan în acest sens. Am dat niște telefoane și în 10 zile totul ar funcționa iarăși la parametrii normali. Dar deocamdată nu este clar dacă și când vor fi stopate exporturile de gaz din Rusia spre Germania și Europa și dacă termocentralele pe cărbune vor fi repornite. Partidul ecologist face parte din coaliția de guvernare de la Berlin și nu este dispus să abandoneze planul său ambițios de renunțare la energia din cărbune până în 2030. În Berlin trăiau și înaintea războiului din Ucraina în jur de 25.000 de persoane cu cetățenie ucraineană sau cu origini ucrainene. De la începerea războiului, toți se află într-o stare emoțională precară. Și Victoria Sorocinski, o fotografă apreciată, se gândește mereu la familia și la prietenii rămași în Ucraina. În fotografiile ei apar imagini cu o țară care acum arată cu totul altfel. Victoria Sorocinski trăiește de 8 ani la Berlin și lucrează ca fotograf. Când avea 11 ani, familia a părăsit, pe atunci, Uniunea Sovietică. A trăit în Israel, Canada și Statele Unite, însă, frecvent, amintirile din Ucraina marchează lucrările sale. De exemplu, proiectul Lands of No Return, în care Victoria portretizează, începând din 2009, tradițiile ce tind să dispară ale satelor și sătenilor din Ucraina. Bunicii ei au trăit într-unul din aceste sate, nu departe de Kiev. În copilărie mergea des acolo. Pentru ea, o perioadă plină de fericire. Doresc să amintesc de ultimele rămășițe, dar nu într-o notă tristă. Vreau să arăt frumusețea locurilor și oamenilor de acolo. Mă tem că va fi și mai rău, fiindcă dacă până acum aceste sate nu au preocupat pe nimeni, ce se va întâmpla acum? Și pentru cel mai nou proiect al ei, Poltava Land, Victoria a călătorit des în Ucraina. Poltava, în estul țării, este un loc deosebit pentru ea, un loc mitic, un microcosmos plin de oameni creativi, unici. Fotografa colaborează cu Galeria Berlineză Artist, specializată pe artă ucrainană. Galeria plănuiește deja următoarea expoziție cu lucrări semnate de Victoria, însă și proprietara galeriei a trăit o vreme în Ucraina. După începerea războiului, împreună cu partenera ei de afaceri, a înființat o fundație în sprijinul artiștilor ucraineni și pentru salvarea obiectelor de artă din țara afectată de conflict. Vrem să începem foarte repede să lucrăm pentru a-i ajuta pe artiști, ca să se poată exprima în continuare, să poată lucra mai departe, dacă vor putea. Sunt artiști care spun că deocamdată nu mai au energia sau puterea necesară. Victoria Sorocinski își dorește să ajute, printre altele prin mijloace artistice, și deja plănuiește următorul proiect fotografic în Ucraina. Mi-ar plăcea să surprind în fotografii felul în care își revine țara din criză, cum va fi reconstruită, și vreau să mă concentrez pe tânăra generație. Sper să pot capta cu aparatul foto spiritul poporului ucrainean. Cred că ucrainenii sunt foarte puternici și pot readuce la viață această țară. Victoria are deja și un nume pentru viitorul proiect. Ucraina, viața de după.
Tânăra traducătoare Alena nu s-a refugiat din Ucraina, ci din Rusia. La fel ca ea, tot mai mulți aleg să părăsească această țară, pentru că se opun războiului lui Putin și nu mai văd niciun viitor în Rusia. Mii de oameni au plecat de la începerea războiului cu trenul spre țara vecină, Finlanda. De fapt, de la Sankt Petersburg până la Helsinki sunt numai 300 de kilometri. Și acest tren ducea până de curând oameni în siguranță, dar nu ucrainieni, ci mai ales ruși. Era un tren care făcea legătura între Sankt Petersburg și capitala Finlandei, Helsinki. Durata călătoriei, 3 ore și jumătate. Toate biletele erau vândute cu multe zile înainte, căci zboruri spre Europa de vest nu mai există. Majoritatea călătorilor din tren preferau să observe de la distanță sigură evoluțiile politice și economice din țara lor. Dacă situația se înrăutățește în continuare, îmi voi căuta de aici o țară în care să pot să rămân pe termen lung. Dar în tren nu aveau voie să se urce decât cei cu viză pentru Uniunea Europeană. Tânăra rusoaică Alena și-a părăsit țara deja din prima zi a invaziei ruse în Ucraina. O găzduiesc prieteni din Helsinki. Nu se știe dacă va putea să rămână în Finlanda. Viza ei expiră peste 3 luni. Veștile despre războiul din Ucraina o scot din fire pe traducătoare. I'm crying and not sleeping since it's all started. That's how I feel. De când au început toate acestea, plâng noaptea și nu pot să dorm. Știu sigur că nu mă voi reîntoarce în Rusia, fiindcă nu știu pur și simplu dacă pot trăi cu spaima asta. Este teama de a ajunge la închisoare din pricina unui delict de opinie. Rusoaica Alena se simte la Helsinki la adăpost de regimul de la Moscova, chiar dacă multe aspecte încă nu sunt clare. Desigur, mă înfioresc când mă gândesc la viitorul meu. Aș vrea să rămân în Finlanda, dar nu știu dacă voi putea. Oricum, primesc foarte mult sprijin, și de la prietenii mei ruși care trăiesc de mai mult timp aici, și de la prieteni finlandezi. Legătura feroviară Sankt Petersburg-Helsinki a fost una din ultimele căi de ieșire din Rusia, iar cererea a fost foarte mare. Din Rusia nu se mai poate ajunge acum în Finlanda decât cu automobilul. Încheiem emisiunea de astăzi cu un subiect mai relaxat, o poveste de succes. Mulți ar crede că pentru a înțelege adevărata artă de a face pizza trebuie să te fi născut în Italia. Italienii cel puțin sunt convinși de asta. E destul de neobișnuit pentru ei ca un african din Burkina Faso să deschidă o pizzerie de succes. Dar Ibrahim Sonier a făcut asta cu multă răbdare și mai ales cu pasiune pentru preparatul tradițional italian. Ibrahim a ajuns în Italia ca imigrant când avea 12 ani. Era singurul copil de culoare din clasă. În 2018, când și-a deschis o pizzerie, nu i-a călcat pragul niciun client. Un om de culoare care face pizza era ciudat pentru mulți. Afacerea a început să meargă abia după ce a angajat mai multe femei albe. Disperazione, rabbia, sì, ne ho avuti. Adesea eram furios din cauza discriminării, dar dacă te trezești dimineața ca să faci un lucru pe placul tău, poți să reușești orice și nu mai este muncă, nu e o povară, ci este pur și simplu minunat. Încet, încet, clienții s-au obișnuit cu el și pizza făcută de el le place. De când a început să figureze în multe ghiduri turistice, localul său a devenit cunoscut în Trento. Rețeta sa secretă include aluatul făcut din făină de foarte bună calitate, pe care îl lasă la dospit cel puțin 24 de ore. Pizza devine foarte aromată și ușor digerabilă. Ibrahim are și o metodă de coacere proprie. Noi coacem pizza de două ori. Prima oară coacem doar aluatul, iar după ce adăugăm ingredientele, o băgăm iar la cuptor. Ca să descopere ce-i place, Ibrahim a încercat diverse feluri de pizza în toată Italia. Pentru produsele sale vândute la pachet, folosește numai ingrediente de înaltă calitate. O felie costă de la 2,50 € în sus. Pizzeria lui este unul dintre reperele orașului. La prânz are mulți clienți fideli.
Pizza e bună, le place tuturor și are ingrediente grozave. Sunt buni. Sunt lui mult bravo. Se vede că pune suflet. Col cuore, diciamo. Pune dragoste și autenticitate în ea. Ibrahim se angajează și social prin așa numita pizza sospesa, adică un client plătește o pizza în plus, pe care mai târziu o poate lua o persoană nevoiașă. Unii donatori lasă și mesaje pe bonul de casă. Pe rețelele de socializare, unii dintre oamenii care au primit hrană îi mulțumesc. Când le oferim pizza, le dăm și bonul. Ei văd mesajul donatorului și se bucură. În 2 ani de zile a fost donată pizza în valoare de aproximativ 10.000 de euro. Acum și alte baruri și restaurante din Trento vor să preia ideea lui Ibrahim. Dacă ajungeți vreodată la Trento, puteți să gustați pizza lui Ibrahim. Noi ne vedem, dacă doriți, săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți sănătoși!